în evaluare. De aici urmează procedura. Dumneavoastră trebuie să faceți demersurile, lichidatorul trebuie să facă demersurile. Încă de la sfârșitul lunii martie, primăria Drobeta-Turnu-Severin a hotărât să sisteze furnizarea agentului termic către populație. Unul dintre motive a fost și faptul că severinenii nu s-au înghesuit să-și achite facturile pentru ce au consumat iarna trecută, iar astăzi s-a tras linie. S-au făcut calcule, s-a analizat situația din sezonul 2016-2017, iar concluzia este că atât populația cât și instituțiile publice mai au de achitat către SPAET o datorie de 10 milioane de lei. Este o problemă strigentă și o problemă de actualitate, chiar dacă mai sunt luni bune până la începutul sezonului rece. Astăzi am avut o ședință de sumar privind terminarea sezonului 2016-2017 și pregătirile pentru 2017-2018. Am scos-o la capăt în această iarnă și zic eu destul de bine raportat la calitate. Costurile au fost într-adevăr foarte mari. Mai avem încă, la momentul în care vorbim, aproximativ 10 milioane lei noi de strâns. Asta înseamnă aproximativ 100 de miliarde lei vechi. Și asta nu este tot. Primarul anunță că nicio asociație sau instituție publică nu va primi căldură la iarnă dacă nu își achită restanțele la zero. Eu trag speranța că până la începutul sezonului rece, mare majoritatea acestor bani vor fi strânși. Dar, pe de altă parte, anunț asociațiile de locatari și instituțiile care nu vor fi la zero în această toamnă că nu vor primi agent termic. Este un lucru normal, fiecare trebuie să plătească pentru un serviciu pe care l-au primit. Referitor la 2017-2018, din păcate, investiția care este în derulare în acest moment privind agentul termic pentru acest sezon, nu poate fi dusă la bun sfârșit. Mai mult decât atât, noi am anunțat că încetăm contractul pentru neîndeplinirea condițiilor pe care și le-au asumat prin contractul de concesiune și prin licitația pe care au avut-o acum 2 ani de zile. Prețul mare pentru gigacalorie din iarna trecută i-a făcut pe severineni să nu-și poată achita integral facturile la energia termică. În prezent, potrivit primarului Marius Creciu, restanțele însumează 10 milioane de lei.